Ok. Doamnelor și domnilor, ne întoarcem în Statele Unite. De această dată mergem la colega noastră, Ana Maria Roman, pentru că noi tot încercăm să vedem ce s-ar putea schimba, nu-i așa? Și Ana Maria are un invitat special care ne-ar putea da câteva detalii, câteva hinturi, cum se spune în engleză, despre ceea ce ar putea urma și cred că ne privește direct. Ana Maria, mergem la tine. Răzvan, mulțumesc, așa este. Alături de mine se află generalul în rezervă, domnul Ben Hodges. Este fost comandant al trupelor terestre din Europa. Good evening. Bună seara, domnule general Hodges. Vă salut. Vă mulțumim pentru prezența în această seară la ediția specială. Ați sprijinit-o pe Kamala Harris și ați făcut chiar campanie pentru ea în Pennsylvania. De ce credeți că a pierdut în Pennsylvania? John Shapiro este guvernatorul acolo și a fost un dintre sprijinitori. În Pennsylvania și în întreaga țară sunt mult prea multe persoane care l-au sprijinit pe Trump. Pentru ei a fost mai importantă ideea lui Trump ca președinte decât idei precum Constituția, democrația, asaltul asupra Capitolului la 6 ianuarie sau chestiunile legate de avort. Toate astea n-au contat. Mi se pare că am fost nebun, că nu mi-am dat seama că în țara mea așa stau lucrurile. Ați fost republican mai de mult, dar ați ales acum să-i sprijiniți pe democrați și pe candidata Kamala Harris. De ce? Am crescut într-o familie de republicani cu Reagan în Sud. Atunci când ești în armată, poți doar să votezi, dar nu faci politică. După ce am intrat în rezervă, s-a petrecut asaltul de pe 6 ianuarie și m-am gândit că nu pot fi apropiat de Partidul Republican. Nu mai vroiam să explic de ce aș fi cu ei după ziua de 6 ianuarie, o zi oribilă. Știți că noi jurăm pe Constituție ca să sprijinim și să apărăm Constituția SUA. Am repetat aceste lucruri de atâtea ori, face parte din cultura noastră, așa că un atac împotriva Capitolului reprezenta un atac împotriva Constituției. Așa că am plecat de la Republican, am devenit independent și m-am hotărât după aceea că o voi sprijini pe doamna Harris. Nu mă gândeam că are politici mai bune, deși totuși apreciam politicile ei, dar aveam încredere că va proteja Constituția noastră, spre deosebire de Donald Trump, care este o amenințare. Credeți că vor exista schimbări în sprijinul acordat de America Ucraina, având în vedere schimbarea de lider la vârf, având în vedere ceea ce a spus președintele Trump când era președinte și ce a spus despre ultimii 4 ani, nu mă face să am încredere că va sprijini Ucraina. Totuși, administrația Biden a procedat cu Ucraina în condiții îngrozitoare. Sigur că au oferit tot felul de lucruri, au adunat sprijin de la o mulțime de state, dar nu au reușit să facă astfel încât politica noastră să se concentreze pe câștigarea războiului de Ucraina. A fost ceva așa călduț. Ucrainienii n-au ajuns să folosească toate armele disponibile, deci n-au fost cu mult mai buni, dar măcar nu mi-am făcut griji că vor abandona Ucraina. Însă asta mă îngrijorează în ceea ce îl privește pe Trump. Și asta înseamnă că Europa trebuie să ocupe spațiul lăsat liber și să facă eforturi mai mari. Dacă SUA își întoarce spatele, amenințarea crește pentru România, Polonia, țările baltice, nu dispare. Care credeți că va fi efectul alegerilor asupra relațiilor dintre SUA și alți membri ai NATO?
Să sperăm că țările europene își vor trimite lideri la domnul Trump și îi vor spune că e în interesul Americii ca relația cu NATO să continue. România și Polonia și țările baltice au avut rezultate foarte bune, dar și Germania, Franța, Norvegia trebuie să-și joace propriile roluri în această chestiune. Stilul de conducere al domnului Trump ne indică faptul că preferă relațiile bilaterale. Nu îi place să lucreze într-un cadru larg, multilateral, în mari organizații internaționale, din câte înțelegem din discuțiile cu suporterii lui Trump. Relația lui cu diverse țări va depinde despre identificarea lor ca parteneri pentru afaceri sau de felul în care ele se achită de responsabilitățile lor. Ce credeți despre relația cu Vladimir Putin? Cam toată lumea presupune că Trump e apropiat de Putin. Nimeni nu l-a auzit criticându-l pe Putin sau Kremlinul în ultimii 8 ani. Niciodată. Îi critică pe toți ceilalți, dar nu l-a criticat niciodată pe Putin. Vorbește despre cum admiră oamenii puternici și că sunt străluciți și așa mai departe. Relația cu Putin ar trebui să fie una în care se spună scoateți soldații din Ucraina și nu mai amenința lumea că folosești armele nucleare pentru că ești membru al Consiliului de Securitate al ONU. Deci potolește-te! Când ne mai ameninți cu asta, să știi că mai trimit în Ucraina încă un vas cu muniție. Așa ar trebui să reacționeze. Rușii s-ar plânge, dar ar respecta asta, dar văd că nu se întâmplă așa. Nu cred că se va întâmpla așa. Vă mulțumesc, domnule general, a fost o onoare. Rezvan, noi rămânem aici în Washington în aproximativ 30 de minute. Urmează să o ascultăm pe Kamala Harris, vicepreședintele american. Se va adresa națiunii. Toți ochii sunt pe acest moment care se va desfășura la Howard University pentru a vedea care va fi mesajul acesteia după ce a pierdut alegerile în Statele Unite ale Americii. Știm că în cursul zilei de astăzi l-a sunat pe Donald Trump pentru a-l felicita. Iar ceea ce se întâmplă în Partidul Democrat în momentul de față este o analiză a acestui eșec uriaș. Răzvan?